Da, mai mult de jumătate dintre români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, că lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. De asemenea, cei mai mulți se așteaptă ca în următoarele 3 luni prețurile să crească, iar un procent semnificativ crede că vor crește investițiile în economie. De unde atâta pesimism, domnule Ștefureac, la români? Iată, mai mult de Nu e jumătate doar la. consideră că România se îndreaptă într-o, că lucrurile Nu în este România doar nu la se îndreaptă România. într-o direcție bună. Vă rog. Comparativ cu situația din urmă cu jumătate de an, lucrurile stau chiar ceva mai bine. În urmă cu jumătate de an aveam spre 65%, mă rog, 25% credeau că lucrurile merg într-o direcție bună. Acum avem puțin peste 30%. Pe de altă parte, dacă ne uităm la statele europene sau la Statele Unite, vom vedea cam același raport între direcție bună, direcție greșită. Există într-adevăr o temere legată de creșterea prețurilor, firească în contextul în care în ultimul an, an și jumătate, practic toți românii au fost afectați de creșterea galopantă a prețurilor, inflația a fost nemiloasă cu absolut toată lumea și evident a afectat calitatea, nivelul de trai, inevitabil. De aici acest tip de atitudine, de frică manifestată în modul în care au răspuns românii. În ceea ce privește investițiile în economie, există și o mică doză de optimism aici și sperăm să avem cât mai o creștere din acest punct de vedere. Da, încă o Sunt dată e un trend, curioasă cum se mă împart, rog. domnule Ștefureac, votanții pe tema direcției în care se îndreaptă România, că, de exemplu, avem, iată, două partide la guvernare care se ocupă, da, de direcția în care se îndreaptă România, PNL și PSD. Cum sunt votanții celor două partide pe această temă, optimiști sau pesimiști? Bun. Strict dacă ne raportăm la direcție, în general, votanții partidelor care sunt la putere sunt un pic mai optimiști, votanții partidelor care sunt în opoziție sunt un pic mai pesimiști, însă nu putem să spunem că se inversează raportul, adică chiar și în rândul votanților partidelor aflate la putere, sunt mai mulți cei care cred că țara merge într-o direcție greșită decât într-o direcție bună. Iar acest indicator, nici nu, sigur, el depinde evident și de performanța guvernării, dar nu doar de aceste lucruri. E un indicator mult mai complex care reflectă, să spunem, percepția individuală a cetățenilor cu privire la nivelul lor de trai, cu privire la, sigur, calitatea serviciilor publice pe care le accesează, cu privire la percepția, încrederea pe care o au în instituții, în cei care ne conduc, în politicieni, adică un indicator care general, generic, care înglobează mult mai multe atitudini față de ceea ce se întâmplă în sfera publică, dar și parțial și în sfera privată, să o numim, dacă vorbim strict de nivelul personal de trai. Deci, da, nu debordăm de optimism, e în același timp și un trend global. Sunt foarte curios și realmente sunt foarte curios după aceste alegeri, alegerile locale și europarlamentare, dacă vor exista modificări. De obicei, într-adevăr, după alegeri parlamentare, formarea unui nou guvern crește nivelul de optimism sau după alegeri prezidențiale, dar mă rog, noi vom măsura și după aceste alegeri locale și europarlamentare și după următoarele, să comparăm, să vedem dacă acest indicator are legătură și cu modul în care percep oamenii clasa politică, percep performanța guvernanților, performanța celor care ne conduc.